În această perioadă, reprezentanții ocoalelor silvice stau mai mult în teren pentru a preveni furtul de lemne. Pentru a-i descuraja pe hoți, pădurarii efectuează zilnic patrulări și stau mai mult în teren pentru a preveni furtul de material lemnos. Paza este activitate permanentă, și pentru că este principala activitate a noastră și principala îndelnicirea persoanelor civile de teren, paza pădurilor. Și dacă nu mai suntem, să zic așa, într-un sezon cu expunere mare, cu risc mare prin de pază, totuși există destui care vor să trăiască din furtul materialului lemnos și aș vrea să vă spun că până la această oră avem cel puțin 50 de contravenții silvice cu o valoare de peste 400 milioane lei vechi, vorbesc valoarea amenzilor, și undeva în jur de 25-30 de metri cu materialul lemnos confiscat din aceste acțiuni. Subunitățile Regiei Naționale a Pădurilor pregătesc în această perioadă o amplă acțiune de conștientizare a proprietarilor de pădure ce vizează preluarea în pază de către ocoalele silvice a suprafețelor de pădure ai căror proprietari nu au contracte de pază. Noi am avut cu câteva luni de zile în urmă, am declanșat o campanie de informare a acestor deținători de păduri particulare. Am susținut-o, acum suntem în etapa a doua și vrem să îi conștientizăm mai bine prin aplicarea riguroasă a legii. Deci acolo unde nu am găsit înțelegerea necesară, deși au fost informați, chiar informați scris sub semnătură că trebuie să-și asigure paza, suntem în etapa acută de informăm inspectoratele teritoriale de regim silvic cu solicitarea expresă să li se aplice sancțiuni potrivit legii 171 și sancțiunile sunt de la 5 milioane în sus. Deci vorbim în banii vechi, amenzile pentru neasigurarea pază. Pentru a încheia un astfel de contract, proprietarul trebuie să înainteze o cerere la care va anexa titlul de proprietate, după care se va prezenta la ocolul silvic de pe raza căruia deține suprafața de pădure. Aceste contracte au un dublu avantaj. Proprietarii au pădurea în siguranță, deoarece e de știut, hoții se îndreaptă spre proprietățile nepăzite. În al doilea rând, proprietarii vor putea beneficia de material lemnos din pădurile pe care le dețin doar dacă au acest contract de pază.